Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și bine v-am regăsit într-o seară de marți, 26 septembrie. Am spus și ieri în emisiunea Călătoria Sătmăreană, în care am prezentat acel proiect, acea campanie lansată la instituția prefectului, că întâlnirea noastră de luni cu Mircea Govor se amână cu 24 de ore și iată-ne împreună astăzi, marți, în această săptămână. Tradiționala noastră întâlnire are loc în această seară. Mircea, ai venit, bine ai revenit, bine te-am regăsit. Bine te-am regăsit, Florin. Vremuri interesante trăim. Da, vremuri interesante. Bună seara tuturor, bună seara, dragi telespectatori, bună seara tuturor celor care ne urmăresc pe Facebook. Deci, tot timpul apare câte ceva, tot timpul viața este ciclică. Da, nu ne plictisim. Nu ne plictisim, dar ar fi culmea. Dacă nu avem activități din astea care să ne pună în priză, atunci îți dai seama că ce facem noi, ca și oameni politici, ca și oameni sănătoși, care ne mișcăm tot timpul, n-ai ce face. Da, ai avut un sfârșit de săptămână și clar și ziua de ieri plin de evenimente. Nici nu știu cu care să încep. În primul rând că te felicit, ca să folosesc un termen bisericesc, vrednic este. Ca să vadă lumea că noi știm să și glumim pe temele astea, nu doar da, că la Supur ai primit o distinție. Da, bun, acum la Supur. Acasă, da. Am fost la, într-adevăr... Da. Poți să și cânt. Cu vrednic este. Da, vrednic este. Am fost sâmbătă dimineața, s-a sfințit capela din Supurul de Sus și slujba a fost ținută de Preasfințitul Timotei Sătmăreanu, episcopul vicar al Maramureșului și Sătmarului. A fost o prezență foarte bună și au mai fost încă 21 de preoți, cred că am numărat bine, cred. Da, cam așa. Și consătia inimii dragi, adică Supura inimii acolo. Bineînțeles, și conducerea primăriei, o să vă spun o piesă simpatică, știi? Grofi, să nu i-ai zis. A fost tare. Asta o să ți-o spun imediat. Să facem introducerea numai. Și... normal, a fost sfințirea, după care s-a ținut slujba normală până și pe urmă. Pentru cei care au contribuit la ridicarea capelei, mă rog, mi-a dat Preasfințitul niște distincții acolo. Nici nu asta contează, că îți dai seama că și acum 12 ani când s-a sfințit biserica și acolo m-am ocupat și am avut un aport foarte mare de familie, dar nu fac din asta un titlu de glorie, că mi se pare, adică e foarte bine când poți face bine, ne? Nu, nu. Da, cum să spun, mi-a picat bine că m-am pomenit acolo și acum după la sfințirea capelei și cu părintele din Supur de Sus, care îi mulțumesc și acum direct că a participat la conferința noastră pentru a da binecuvântarea. Am apreciat foarte mult gestul dânsului și îi mulțumesc. Acum cu Preasfințitul, a dat diplome și mie și la fratele meu. Le-am mai dat și la alți binefăcători. Eu pot să spun atâta. Că orice fac pentru Supur, fac din suflet. Nu trebuie să fiu recompensat. Și nici mulți am, mult nu trebuie să am, că nu-i cazul. Dacă fac și... Tot ai o vorbă cu recunoștința care e floare rară. Da, e floare rară, dar nici nu contează, Florin. Eu acum, la vârsta mea, ce trebuie să am eu atâtea probleme? No? Chiar nu. Eu am zis, atâta știu, că mi-e drag să merg la mine în comună, mi-e drag să văd tot ceea ce am realizat împreună cu fostul primar meu, să-l ierte, cu Vasile Șteț, cu actualul viceprimar, cu Berti,
și cu consilierii locali și organizația noastră PSD, care am făcut, pot să spun, una dintre cele mai frumoase comune din județ, am făcut Supur. De aici încolo, oricum, oricine ce-ar face, n-are cum să nici măcar, nu știu, 10% nu mai pot să facă din ce am făcut noi, că n-au cum. Nu au pârghii, nu au înclinare pentru așa ceva. Sunt, mă rog, da, aici fac o paranteză. Și după ce s-a terminat, mă rog, sfințirea și decernatul de diplome și de ale, așa, toată lumea ne-am dus la Căminul Cultural, la o agapă creștină. Și cum am stat eu lângă Preasfințitul aici, Preasfințitul stânga mea, lângă mine a stat viceprimarul, subprefectul Romeo Pop și lângă el primarul din Supor. Dincolo de Preasfințitul a stat prefectul. Deci Preasfințitul a stat între mine și între prefect. Și cum mâncam la masă, eu tot ciuguleam din brânză, că brânza e mâncarea mea preferată. În general, mănânc brânză că îmi place. Și eu tot am ciugulit câte un pic de brânză și am zis, brânză bună. Bă, fraților, brânză bună. La care zice primarul, e bună brânza, zic, da, de ce e făcută de grofi. Zic, domn primar. Zic, să știți, când merg în emisiune, zic, marți, o să vă mulțumesc că au făcut-o grofii din Supur. Adică, eu n-am zis nimic, ei au zis că au făcut-o grofii. Adică, s-au referit la materialul din Gazeta de Nord-Vest, unde primarul și cu fratele său erau puși, dacă stă în castelul din Supur, fratele său, ce să fac eu, ce vin am eu? Are o poveste interesantă, am încercat să aflu, o să mă mai duc. Dar nu, dar stăm, dar bun, acum... Francez a fost înainte, nu știu ce, dar a fost interesant. Deci problema e, și la care am zis, bă, dar zice, am făcut și salam. Și salam, zic, din ce ați făcut? Păi zice, l-am făcut din porc și carne de măgar, n-au zis că ăla nu mănânc. Zic, nu mănânc, că eu nu mănânc salam, niciodată nu mănânc salam. Dar zic, o să spun și asta, bă, bravo, grofii din Supor au făcut și salam din carne de porc cu măgar. Măgar. Asta au zis? Măgar? Da, carne de măgar. Așa mi-au zis, acum dacă m-au păcălit. Eu nu știu. Eu am spus. Am zis, bă, o să vă mulțumesc pentru brânză, mă special, că am mâncat din ea, dar zic, pentru salam nu mănânc. Să te gajai cu brânză bună. Nu spun de... până în capăt ce l-am mai întrebat. Da. Restul mai zic. Așa că una pe alta... Acum, mai relațiile trebuie să existe. V-am spus ce s-a întâmplat la Supur. V-am spus ce s-a întâmplat la Supur. Felicitări părintelui Mureșan pentru că este vrednic, într-adevăr foarte vrednic este. Mă felicit și pe mine că acum 12 ani sau 13 ani l-am cunoscut și pe urmă am contribuit și eu într-o mare măsură la bunul mers al lucrurilor la Supur, la biserică și la capelă. Deci n-ar vrea să pomenesc așa. Și mă bucur că a venit Preasfințitul împreună cu ceilalți preoți. Eu le mulțumesc că au participat toți la Sfânta Slujbă. A fost și prefectul județului și director de cabinet al prefectului Radu Roca cu Radu Iancu, doamna vicepreședinta Consiliului Județean Lenuța Cornea a fost prezentă. Au venit cu mine. Să nu fiu singur și să în semn de respect pentru supurat. Așa că pe ăsta l-am zis pe subprefect, rest au fost supurani și, mă rog, oameni îmbrăcați în ăsta și în costume populare. Adică a fost o atmosferă plăcută, frumoasă, fără a ieși în evidență care e mai de care partid e mai important sau... care e mai vrednic decât vrednic. Și care e mai vrednic. Da. Eu sunt vrednic și așa rămân. La Tășnad a fost o întâlnire interesantă. Am văzut o postare... De acolo, de la Supor, am mers la Tășnad. Monica Săsărman, am văzut o postare... Am mers la Tășnad pentru că aici am vrut să ajung. Am mers la Tășnad pentru că domnul primar din Tășnad, care este un primar minunat,
un primar pe care eu îl apreciez foarte mult pentru tot ceea ce face pentru ceea ce face pentru Tășnat, ceea ce face pentru noi, pentru partid, adică este un om alături de noi și implicat. Și am fost împreună cu doamna ministru secretar de stat, musafirul nostru de la Bistrița, Monica Săsărman, împreună cu 20 de doamne din organizația de la Bistrița, și am participat la un concurs gastronomic. A fost de față și Gică Cârciu, a venit între timp ministrul secretar de stat al românilor de pretutindeni, Oliviu Buzgău, împreună cu Lenuța Cordea, cei doi vicepreședinți cu județean, prefectul, director de cabinet a prefectului, viceprimărița cu Cristina Ilieș cu soțul, colegii mei din, mă rog, de la organizația din Tășnad, și a fost o zi splendidă, frumoasă, foarte frumoasă. Strandul plin, lume multă, toată lumea a mâncat, au băut o apă cu sifon, s-a simțit toată lumea bine și am mai încheiat o zi. Am văzut, a punctat foarte frumos pe pagina dânsei de Facebook. A rămas o prietenă a Sădmarului. Cred că da. I-a plăcut și i-a plăcut. A fost la Satul Mare. I-a plăcut foarte mult. Bine, dânsa a venit acolo pe, mă rog, să împreună cu doamnele și cu organizația de la Tășnad și cu doamnele din Tășnad. Au avut o întâlnire pe proiecte, pe schimbă de opinii, de colaborare și alte chestii. Acum, eu n-am stat acolo pentru că am plecat și de aia zic că am avut un program așa de încărcat că, sincer, nu știu cum mai găsesc încă să... Nu știu când ai avut timp să faci TikTok. Nu, vreau să spun doar atât. Asta e oportunitățile programului Interreg Europe pentru dezvoltarea politicilor publice în asigurarea serviciilor publice oferite de stațiunile turistice. Deci n-a fost. Da, corect. Da. Am vrut să spunem... Ai zis, da. TikTok n-am... Da. Eu ți-am trimis, l-am trimis și eu duminică. Da, am văzut că a apărut un fake news pe mă rog. N-am vrut să comentăm, spun sincer, dar, prea multe evenimente. Da, o chestie pe TikTok în care încearcă să-mi copieze vocea, în care să vorbesc eu de activitățile astea ce le-au făcut în weekend colegii noștri de Coaliție Națională, deci colegii din PNL. Și acolo spunea anumite lucruri, cel care încerca să mă imite pe mine. Hai, ce să zic? Bun, crezi că mulți chiar au luat-o de bună. Adică, să știi că... Dar n-are cum să ia de bună, Florin, pentru că e o prostie. Adică e un plagiat ratat. Adică nu, serios. Bă, eu sunt greu de imitat. De imitat. Sunt foarte greu de imitat. Eu din prima ți-am spus, ăsta nu ești tu. Da, nu, dar nu mă ocup eu de găinării de genul ăsta, vezi de treabă. Dar am vorbit și cu avocații. Stai în judecată TikTok-ul. Dar nu, am zis, bă, suntem pe fază, vedem. Mai deocamdată, ce să dai TikTok-ul judecată? Nu dau pe nimeni judecată așa. Nu. Am zis să vedem cum stau lucrurile. Dar oamenii, știi cum e, am observat că în ultimul timp e o avalanșă așa de atacuri din toate părțile și tot felul de diversiuni. Mă, eu să spun drept, Florin, așa sunt de imun la chestiile astea, nici nu mă trebuie să... Adică eu sunt... Ăsta care mă știe și care mă știe lumea, nu? Greu eu de îndoit. Adică nu pot să fiu îndoit. Eu chiar am avut o discuție ieri cu Gică Cârciu, când a plecat, l-am condus la aeroport și am discutat cu el vreo jumătate de oră în aeroport, că acolo la Tășnad, nu prea am avut de discuție. Și i-am spus punctul meu de vedere și cum văd lucrurile și am zis, eu n-am niciun fel de problemă pe cei care mă atacă și din toate părțile e treaba lor. Nu am niciun fel de problemă. Dar ei să se bucure cât îți eu politician. Florin, când eu nu mai sunt politician
și am timp să mă ocup de ceea ce fac eu, de fapt, sunt manager de presă. Nu le-a fi bine la niciun. Serios. Eu așa văd lucrurile. Cât ești politician, îți cuminte, eu n-am... Tu vezi, eu fac lupt, mă bat politic. Cu ăla, cu ăla, cu ăla. Dar nu mă iau de nimeni, n-am niciun fel de problemă. Ia, comentăm, discutăm, îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul și partidul și... Adică n-am timp să mă ocup cum ar trebui să mă... Că eu dacă, știi, văd că fiecare încearcă sub o formă sau alta să dea cu noroi în aia. Bă, să spun sincer, nu, eu de 6 ani, din 2016, 7 ani au trecut, de când nu sunt în administrație, n-am niciun fel de problemă, sunt privat, de 7 ani de zile iau salari de la firma noastră, de la televiziune. Nu mă interesează pe mine prostiile lor, dar am văzut că sunt... Eu numai atâta spun. M-am văzut niște comentarii că zice, bă, fraților, uite, se pot face acțiuni și fără bani publici. Cine a zis asta, sper că nu mi s-a adresat mie. Să le spun eu cum să fac acțiunile astea și pe ce bani? Bă, eu nu am treabă. Eu îmi văd de treaba mea. Că eu fac politică pentru PSD. N-am timp de găineriile lor. Adică, am zis, eu sunt cu minte, îmi văd de treabă, răsfăiesc ziarul, citesc, aici în emisiune comentăm. Deci, am zis, bă băieți, rugați-vă la bunul Dumnezeu să rămân cât de mult în politică la nivelul ăsta. Când nu sunt politică la nivelul ăsta, n-a fi bine. N-a fi bine. Eu zic că e bine așa cum se chem. Nici nu realizează nimeni nimic. Eu știu să mă încadrez în niște standarde foarte interesante. Eu știu să mă încadrez în standardele mele. Când ești un politic, și toată lumea care e un politic trebuie să se încadreze în niște standarde. Adică, să analizeze corect lucrurile, să vadă fiecare cum face și ceea ce face, să se gândească că nu-i făcută neștiută, absolut. E bine, fiecare să aibă grijă de partidul lui și de tot ceea ce face și cum face. Acum, ca să continuăm cu TikTok-ul, ca să ajung și la ceea ce nu m-ai întrebat, dar vreau eu să deschid discuția. Orice acțiune cultural, că e de cultură, patriotică, sportivă, e binevenită. Totdeauna lucrurile astea trebuie apreciate. Și în momentul în care fiecare își asumă un proiect, indiferent care ar fi el, și îl face pentru bunul lui plac, să nu aibă pretenții de la nimeni să-l urmeze. Pretenții să aibă să-l urmeze cei care vor și care cred în proiectile alea. Eu nu îl comentez de rău, nici de... Nu. Eu îi laud pe toți cei care fac proiecte și care fac proiecte sănătoase, că sunt culturale, că sunt patriotice, că, cum vor fi ele. Sunt foarte bune. Dar fiecare pentru el. Adică să nu-mi ceară mie să mă duc să aplaud ceea ce nu vreau să aplaud. Eu aplaud tot ceea ce cred eu că merită aplaudat. Dar în momentul în care tu faci ceva ca să-ți placă ție, chiar dacă ceilalți te înjură că e obligat să facă asta, adică știu din interior despre ce e vorba. Bă, nu-mi cere tu mie să mă... sau să-mi cer primarilor mei să se baje... Toți m-au întrebat pe cei care i-au sunat. Și eu le-am spus foarte clar. Noi, PSD-ul vorbim,
ca și formațiune politică. Suntem uniți în jurul unor proiecte comune ale PSD și pentru interesul PSD-ului. În rest, pe mine, restul nu mă interesează. Că dacă va fi vreodată o idee și dacă va fi și ne va impune cineva să facem ceva printr-o hotărâre la nivel guvernamental sau la nivel național sau la nivel politic la București, eu am spus foarte clar și mai spun încă o dată. Voi fi cel mai disciplinat și voi respecta în tocmai ce mi se cere. În rest, nici nu am niciun fel de problemă. Dar eu le-am zis și le spun și cred că au priceput. Cu mine e cel mai bine să mergem frumos pe linie politică, așa cum suntem. În momentul când m-am dezbrăcat de haina aia, dau-mi feri. Lăsăm-le să decurgă toate normal, n-am niciun fel de problemă. Eu cum fac politică? Și dacă fac politică, îs dispus la orice pentru binele partidului. Încă o dată spun clar. Nu pentru binele nici a meu, nici a altor persoane, nu. Pentru binele partidului, a locuitorilor județului Satu Mare și a municipiului Satu Mare. În rest, nu mă interesează. Toți să facă ce vor. Câte spectacole și tot ceea ce vor să facă să le facă. Să le placă lor. E bine. Dacă vor să miroasă baligă, să o miroasă. Dacă vor să danseze tropa, să danseze. Mie mă deranjează. Eu îi felicit. Dar am nicio fel de problemă. Dar nu mă interesează. Dar asta cu fără bani publici, să o lăsăm. Asta lăsați-o, fraților. Asta să o spuneți. Că nu vreau să pun niște întrebări, că dacă pun întrebări, mă... Eu am spus, eu fac politică. Nu îs inspector de specialitate nici într-un fel și nu mă bag. Fiecare e cu treaba lui. Dar nu scoateți perle din astea pe gură, că să... nu merge cu mine. Cu alții merge. Eu care, serios, sunt chiar de bună credință și îi admir pe toți bine făcătorii și pe toți binevoitorii și admir pe toți cei care iubesc poporul, glia strămoșească, nația noastră și scumpa noastră patrie, România. Dar nu pe aia care-s falși. Adică aia care iubesc țara, eu îi cunosc, îi simt și apreciez. În rest, lasă-mă pe mine să știu și să gândesc cum gândesc e bine. Chiar că eu cred că gândesc cum trebuie să gândesc. Vineri aveți alegeri la tineret. Da, da. Vreau să ajung acolo. Înainte să ajung acolo, aș vrea să... Contracandidața ai, că în piața am auzit că s-ar... Deci, acum, de contracandidați, eu m-aș bucura. Eu chiar mă bucur să aud asta și e lăudabilă inițiativa lor, care au zis că din ce am auzit eu, de fapt, tu mi-ai zis că ce se vorbește în piață. Am înțeles că o zonă din PNL care îs pe zona penticostală le-ar plăcea să fie, așa tu mi-ai spus, acum pot să o spun în drept. Da, pe surse. Că, acum... pe surse, le-ar plăcea să fie unul care să fie de aceeași religie din PSD, că arhitecte bune cum ar trebui. Așa mi-ai zis tu, că spun nume. Acum eu nu m-am tradus. Am tradus mai departe. Alții spun că ar fi bine cu ălalatul care e în Parlament ca să-i făie bine și să înțeleagă bine pentru ăștia alți care în Parlament și să facă o făcută din asta care... Așa? Și asta am înțeles. Și mai este o categorie din cei care... Au fost. Au fost și ar vrea să fie, nu? Să revină. Să revină. Adică au plecat din PSD, ar veni înapoi, ar prelua partidul și s-ar duce așa. No. Acum, eu, Florin, îți spun sincer, la noi este o democrație cum rar întâlnești. Bă, frate, cine vrea și cum vrea, poate să candideze. Eu sunt deschis, abia aștept. Eu am echipa mea cu care merg înainte. Dacă de acolo se rupe câte unul și se duce, n-am niciun fel de problemă, îi schimbăm. Ai cu cine? Ai rezerve? Am rezerve. Sunt și pregătite.
Și acum poți 5 schimbări, vezi că la fotbal și ce plus una. Dacă fac 5 schimbări și aici, nu se simte. Da. Nu se simte. Adică chiar nu am probleme. Păi, mi-ajung 5 schimbări ca la fotbal. Eu n-am probleme. Eu îmi prezint echipa, dacă vreau să facă schimbări, să facă. Eu n-am nicio fel de problemă, eu le dau, cum trebuie să zic, tabla, da, tabla de ăsta și schimbăm pe ăla cu ăla și nu am nicio fel de problemă. Adică sunt un om deschis la orice. Ți-am dat răspunsul și ăsta, Florin, că de când am venit, ai zis... Bursa zvonurilor, știi tu cum mai umblă. Da, eu n-am probleme. Mie îmi place să umblu în piață, știi? Sâmbătă dimineața fac piața noi. Cam asta e povestea. Și mai afli un altă acolo, stând la tarabă. Și acum, sau lăsăm la sfârșit condoleanțele? Da, lăsăm la sfârșit. La sfârșit bun. Mai puțin atunci plăcute. Pot să spun că vineri, într-adevăr, avem în conferința județeană de tineret. La Castel. Și se va desfășura într-un loc special, spun eu. Și într-un loc care mie chiar îmi place să merg acolo și... Și să vizitez, și să văd, și să admir. Castelul din Carei. Acolo vom face conferința județeană la tineret, pentru că actualul nostru și viitorul nostru, dacă nu se schimbă întrebări, dacă nu tot așa pe criterii de care mi-ai spus să vor înțelege și urmare, via colega ta, Șorian, colega ta de la prefectură, actualul președinte al organizației județene și cea care va candida cu echipa, bineînțeles, dacă tot așa nu o să fie între ăștia lați număr până în jos. Ăștia lați de care ziceai tu? Nu știu. Număr până jos. Sau ei n-au și mai jos. Nu s-a ajuns la organizație, atât de departe. La organizație tinere. Am înțeles. Încă ceilalți, încă nu. Am înțeles. Bun, atunci așa va fi și va veni și șeful de cabinet, Mihai, șeful de cabinet al primului ministru, aici, care e și președintele pe România la TSD. Și am înțeles că probabil nu mai avea ceva musafir. În rest, cred că o să fie Gică Cârciu, o să fie... toată echipa de conducere de la județ o să vină cu mine acolo și o să facem conferința județeană la tineret. Cam asta ar fi, deci în mare. Acum, dacă tu mai ai încă întrebări sau... Păi nu știu, hai să vorbim puțin. A apărut și sondajul, plus că au fost, acum vezi că și asumă guvernul răspunderea pe deciziile astea, dacă da. Ai ceva detalii amănunte pe care nu le știm noi, să zicem. Din ceea ce știu, atâta pot să spun, niște vești bune pentru pensionari. Pensionarii se va finaliza noua lege a pensiilor și pensionarii cu pensiile mai mici vor avea o creștere mult mai mare la pensie și va intra în vigoare din ianuarie. Asta e un lucru foarte bun și mă bucur și felicit pe colegii mei și pe domnul prim-ministru Marcel Ciolacu pentru inițiativă. În rest, să vedem cum va decurge răspunderea, asumarea răspunderii. Pentru că, din ce am văzut și din ce se discută, nu va fi moțiune că... Nu, că nu, opoziția nu reușește să strângă împreună. Ai văzut? USR nu votează cu AUR, iar, nu votează iar, cu USR. Iar în PNL sunt vreo 2-3 care numai așa, am dat la margină și nu-i bagă în seamă nimeni. UDMR-ul cred că și-a rezolvat problemele pentru că a fost o întâlnire... UDMR-ul am înțeles că da, votează, s-ar susține guvernul. Da, deci nu a fost o întâlnire, ei și-au spus păsurile și da. Referitor la cheltuirea banilor de la oraș. Da, păi acum numai atât am gândit. E normal că la UDMR îi convine să fie asta, pentru că unde au primar și președinte de Consiliul Județean... Da, au fost din teritoriu probabil mesaje, s-au dus mai departe. Mă știi cum e, toate astea trebuie văzute tare atent. Toate. Să fie bine, să nu fie rău. Da, vorba lui Hagi. Da? Da, interesant. Au apărut și un sondaj, de fapt au apărut două. Primul, cred că i-a băgat în sperieți pe unii. Al doilea, a mai
cizelat din procente, oricum PSD-ul rămâne în frunte. Că e 32, că e 31, că e cam acolo. Diferența e la celelalte partide. În schimb, da, depinde cum PNL-ul cu aurul s-a acolo bară-bară. Da, la un sondaj, la altul PNL-ul e mai jos, dar depinde cu la cine te uiți la sondaj. Acum, știi cum e? E complicat în perioada asta. E complicat. Eu zic că adevăratul dar sondaj va fi undeva după ieșirea din iarnă. După violul de la mare, de la întâlnirea ce? Tineretului de la AUR. Școala de vară. Școala de vară, da. De la mare, după problemele care au apărut acolo cu o tânără de 17 ani care se plânge că a fost violată și probabil i s-a făcut și un consult medical care au confirmat. Aurul trebuie să vinească și cei care tot susțin Aurul trebuie să vinească și chiar am văzut un comentariu aseară, mi-a plăcut, elegant, al lui Dana Budeanu. De fapt, cine sunt cei din Aur? De unde adună și așa cum... E complicată, cu violator, cu tot felul de pedofil, cu tot felul de chestii de genul ăsta care nu le face cinste. Cred că au deschis larg ușile partidului dorința de a avea... Oricum, PSD-ul e pe primul loc de departe și, pe urmă, ceilalți în jos. Da, cam și asta e. Interesant că și Marcel Ciolacu stă bine, e la 29%, adică da, primul. Domnul președinte, da, are o prestație foarte bună ca și prim-ministru, deci bravo lui. Mă bucur și guvernul pe care îl conduce se mișcă bine. Am văzut că sunt nemulțumiri, dar culmea, chiar din zona liberalilor, cei care au condus. Câțu, care și-a bătut joc de țara asta și-a împrumutat la nesfârșit. Deci, exact ce zice domnul președinte Marcel Ciolacu, un accident al vremurilor noastre a condus guvernul. E vorba de Câțu. Câțu. Da, și domnul Ludovic Orban, și el mai iese în față, dar cu 1% cât are Forța Dreptei. Da, cred. Bine, acum nici n-are... Da. Da. Am văzut astăzi, am primit un comunicat și de la PMP că Eugen Tomac respinge orice fake news, cum că PMP-ul ar pune la cale o fuziune cu PNL-ul. Este a doua oară când scoate un astfel de comunicat de presă. Acum trebuie să spun, PNL-ul s-a reunit cu PDL-ul, da. Cu toată lumea. Dar ei acum și cu noi vor alianțe. Alianțe cu toată lumea. Nu contează, numai să-i scoată din probleme. Eu zic că îi să-i lăsăm să meargă singuri. Eu ți-am zis, sunt foarte disciplinat, eu voi face ce ordin primesc. Dar dacă e după mine, eu știu cam ce vreau să fac. Da? Eu respect disciplina de partid categoric. Deci nu se pune problema. Da, aș atinge două minute și un subiect legat de ce s-a întâmplat cu o premieră la nivel național și a fost destul de bine primită, ca să spun așa, știrea de la Satu Mare, de acea conferință de presă cu campania antiviolență în școli și antidrog și numărul unic 119, care exista la Satu Mare, dar care... Bravo, bravo domnului prefect Radu Roca, felicitări instituției prefectului și prefectului în special, directorul de cabinet Radu Ian cu ție, Florin, că faci parte din echipă la Biuța, la... Da, și celor care au muncit la armă și la cei din aparatul prefecturii, mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut. Am zis, bă, în sfârșit, văd un prefect care are curajul să iasă în față și să ridice problema asta, care e o nenorocire din punctul meu de vedere pentru bieții copii nevinovați care pică în zona asta periculoasă. Și ceva trebuie să se întâmple, pentru că până nu scapă lucrurile de sub control. Ar trebui oare, nu știu, întreb, o mai mare prezență, așa, măcar de a jandarmilor, a poliției, a forțelor în jurul școlilor, măcar, sau nu știu. Florin, eu nu vreau să spun cum aș gândi eu lucrurile, că pe urmă aș produce un fel de... Eu sunt om politic și mă ocup de politică. Asta în administrație nu, și în
Adică nu intru în atribuțiunile de prefect. Adică eu dacă ar trebui să fac cum eu gândesc, lucrurile ar fi mult mai consistente. Mult mai consistente. Nu intru în amănunte și nu vreau să spun nimic. Important e că o inițiativă bună și lăudabilă a început. Acum, de aici încolo, eu sper să fie lucrurile mult mai consistente. Adică instituțiile statului ar trebui să se ocupe de lucrurile astea care sunt foarte periculoase, în primul rând, pentru copii, pentru familii, nenorocire pentru alții. Adică e o zonă complicată, o zonă sensibilă și în care cei care sunt responsabili trebuie să facă datoria, nu să mimeze. Eu zic că la ora actuală tare mult să mimează. E o părere personală. E ca la fotbal cu simularea. Ți-am dat un răspuns care poate nu le convine la nimeni, dar dacă asta m-ai întrebat, eu ți-am spus. Să mimează ca la fotbal. Sau ca pentru simulare să dă galben. Adică nu-i ceea ce eu... Păi până nu ai niște exemple clare și niște măsuri drastice la nivel de județ, într-un municipiu cu 100.000 de locuitori, și să vede și să știe și... Da. Am spus, eu sunt om politic, mă ocup de politică, în zona cealaltă se ocupe cei care sunt plătiți pentru asta. Eu sunt plătit de la Gazeta din Norvești, de la Norvest TV. Bun, am ajuns și la final. Din păcate, cum spuneai, vești nu tocmai plăcute și Gazeta din Norvești scrie că județul a pierdut doi oameni de valoare într-o singură zi. Da. Pot să spun că... Fostul primar de care din păcate, Tomaș Becă. Tomi, pe Becă, eu l-am cunoscut personal. Chiar pot să spun că am avut o relație foarte bună. Am fost amici. Pot să zic prieteni, pentru că am fost amici, am avut o relație foarte corectă, civilizată și a fost un om de cuvânt, un om de caracter. Adică Dumnezeu să-l odihnească în pace. Și a fost un om care a cântărit foarte mult în bunul mers al primăriei din care. Eu am avut o discuție și cu Ieniu pe subiectul lui. Era bolnav și a zis, zice, bă, îmi pare rău că e bolnav, că chiar m-a ajutat foarte mult. Adică Becchio Tomaș a fost omul potrivit la locul potrivit. Acum, doamna profesoară Aurora Pușcaș, Dumnezeu să o odihnească și sincere condoleanțe la toată familia, cadrul didactic foarte cunoscut. Am văzut că cei de la noi din redacție au ținut să-i punem pe amândoi pe prima pagină. Dumnezeu să o odihnească în pace și să avem vești mult mai bune pe viitor. Nu numai da, din astea. Din păcate, da. Asta e, până la urmă, face parte din viață. Din păcate. Băi, și cum fură la meci aseară? La Rapid? Sau nu fură nimeni? La CFR? Da. Se fură că nu fură, știi? Băi, e la... Nu știu, ghinion, eu acum aveți... Tipic de ghinion, CFR Cluj. Știi ce vorbesc oamenii pe aici? Momentan, și în telefon am primit. Mă zice, n-a avut noroc că CFR-ul se arbitrează Kovacic, bă. Vă zic, dar nu fiți răi. Asta e răutăcit. Vă zic, nu fiți răi, mă. De ce spuneți asta? Am văzut și eu. Păi, domnule, nu, păi toată lumea așa zice. Nici sobi din camera bar. Deci, domnule, toată lumea așa spune. Vezi ce rău e când intri într-o zonă de asta. Malaxor din asta. Într-un malaxor din asta. Acum, nu o să iasă numele din malaxorul ăsta repede. Și pe mine mă deranjează dacă mă sună lumea și îmi spune chestia asta. Mă sună, pentru că eu țin la Ișvan, că e de-al nostru. Și eu sunt mândru că e de aici. Dar trebuie să se ferească, trebuie să iasă din zona asta. Deja pentru el nu mai e zonă gri. E o ștampilă deja. E o ștampilă deja. Asta e foarte complicat. Că de aici încolo, dacă numai să se întâmple ceva, cât de cât, fără să... Și are o problemă mare. El trebuie să fugă acum de CFR. De CFR ca și... Păi bun, singura chestie care pot să la offside-ul ăla, nu mi-am dat seama pe liniile. Linia groasă. Da, groasă linia. Zici linie. Că au tras-o din triaj, știi, de la gară de... Bă, frate, de pe CFR, linia 4, știi? Deci CFR au pus multe linii una lângă alta. Cine de care ferește? Traversele nu erau paralele. Auzi, știi cum e asta, Florin? Adică, zice că nu există
Deci nu există lucru neplătit. Ia, nu e compensat, totdeauna se învârte roata. Nu există. Fie roata și pătrată, tot se mai învârte odată și uite că deja toc, unul a făcut, toc, toc, toc. Deci exact cum a fost cu linia de la CFR cu... Cu Craiova sau cu cine a fost? Nu mai știu. Tot așa a fost odată o linie din asta, nu mai duc aminte. Nu a fost cumva cu CFR-ul, cu Rapidul anul trecut. Anul trecut? Ce anul trecut a fost? Cred că. Și-am eu tras o linie groasă, tot așa. Invers, da. Dar bun, dar la Rapid și acolo se întâmplă lucruri ciudate. Eu am fost anul trecut la un meci în Giulești. Da, un meci bun. Meci bun. Adică o jucat bine repriza a doua ăsta, Rapidul, i-a putut bate mult mai rău. Eu zic că le-a făcut un bine Mutu că a plecat. Bergodi mai antrenor. Da, e mai antrenor. Nu se discută, nu iese termen de comparație. Dar mi-a plăcut și de FCSB. Bă, știi, și meciul s-a dat, îmi trimite prietenul Petre Eleș mesaj pe Facebook că se uite la meci. Zic, unde te uiți tu la meci? Și era dat meciul FCSB cu Șep și în Ungaria, pe M4+. Da, s-a dat pe de-aia, cred că era supărat Dioseghi, s-a dat meciul la Budapesta și... Bă, le-a scos fotbalul din cap. Da, i-a făcut varză vorba lui. Ui, ce rău i-a bătut. Da, deci s-a dus meciul și în Ungaria. Ia, rău i-a bătut. Bun, ai calitate la jucători, asta este până la urmă. Steaua așa ar trebui să, FCSB așa ar trebui să joace tot timpul. Vezi, da. Cam asta e povestea. Da? Și au ieșit și schimbările la domnul antrenor. La domnul antrenor. Am văzut și explicația. O zis, domnule... Jucăm în cupă, alea... Și alea. Au, bă, da, chiar așa, au jucători de valoare care pot să fie schimbați cu alți jucători de valoare. Aici e mare lucru. Da, corect. Da. Da. Asta este. A fost o emisiune mai mult decât interesantă și relaxantă, ca să spunem. De marți, nu de luni. De obicei ne vedem lunea. O să ne vedem lunea viitoare. O să fim acolo. Uite, vorbeam la început și zice că procesul de evaluare a dosarelor de pensie aproape finalizat la Satu Mare. Asta spune domnul director Soponoș Cristi, directorul de la pensii. Și asta e important, că se referă la pensionari. E foarte bună știrea. E foarte bună știre și nu mai spun că asta din campionatul județean, Florin, mă doare capul cu fotbalul ăsta. La noi, deja e o păcăleală. Și stai, deci după ce o să apară ordonanța sau, mă rog, își asumă legea, dacă crezi că la 30% taxele la CSE-uri, o să vezi că o să cam, mai ales la nivel de fotbal, județean și așa mai departe. Și la Liga 3-a mie că vor dispărea echipe. Pentru că de la 11 la 30% e mare. Știi cum se numește fotbalul de la noi? Foame, milă și îndurare. Cam da. Cam da. Adică asta mi-a venit acum în minte. Deci, pe bune. Pe bune. Hai să vedem. Am văzut când se vorbește că în divizia C dai salarii de, nu știu, să joci în divizia C pentru 1.000-1.500 de lei pe lună. Da, e puțin, 2.000. Dar cât e o pereche 2500, de gheate? Da. Dacă zi două pereți, nu mai ai... Păi săracul ăla pe care l-a accidentat, are 2.000 de euro la Liga 1. Deci sunt jucători în Liga 3 care ajung la 2.000 de euro. Deci... Na. Așa că de-aia am zis, foame, milă și nu, ceva trebuie să se întâmple, pentru că așa... Ce să se întâmple? Nu știu. Deci ce o să fie, ce o să fie? Nu știu, am văzut un comentariu cum... O să fie o nebunie și o să rămână campionatul, dacă lucrurile se vor aranja așa cum, mă rog, se preconizează și în care nu vor fi atâtea posibilități să țin echipe de fotbal autoritățile locale, divizia C și divizia B vor rămâne la jumătate, probabil, mă gândesc. Și în divizia... Tot și acolo. Am văzut că Steaua deja nu mai are forță. Nici nu are forță. Era făcut 1-1, egal la 1,90. Nu mai are forță și încet, încet se duce. Deci nu o să mai țină... N-are cum, pentru că ai văzut, plafonat salarul la echipele ținute de Consiliul Județean și Primării la dublu salarului președintelui Consiliului Județean. Deci aia mai mult de 5.000 de euro nu poți să dai. Și cu asta am spus tot. Adică sunt și ăla e mult. Și ăla e mult. La Liga 2 e mult. Foarte mult. Adică, stai mă, frate, cum adică? Dublu față de președintea Consiliului Județean. Președintea Consiliului Județean, vă spun eu cât are. 13.700, îți spun eu. Atâta. În mână. Păi și atunci?
De lei. Păi de ce să ia mai mult? De lei. Dar de ce să ia mai mult ca președinte Consiliului Județean care arată responsabilitatea? Hai, bine, să fim serios. Corect. Mulțumesc mult. O să fim... Seară bună tuturor. Da, o să fim... Săptămâna viitoare ne întâlnim luni. Da, luni. O să fim vineri la... I-am promis Bioței că cum să nu? Mergem să o susținem moral. Altfel n-am cum să... decât moral. Să o susținem la congresul ei și vedem ce este de acolo. Mai luăm un interviu, mai vedem o părere. Gică Cârciu, dacă zici că vine, când promite un interviu de 1000 de ani deja. A fost acum acasă, a fost la Tăjnat cu noi, am spus. Da. Dar e greu cu el, e greu de prins. Ușor, săracul, adică nu e ușor să-l prinzi, că e tot pe drumuri. Asta spun. A fost în America, îți dai seama acolo, întâlnire cu toată diaspora. Nu, adică chiar n-are viață ușoară, deloc. Nu-l invidiez, sincer, din punctul ăsta de vedere. Din alte puncte de vedere, poate. Seară frumoasă, ne vedem mâine la ora 20. Rămâneți cu Norvest TV. Numai.